iubește câinii și fiecare clipă din viața ei este dedicată luptei împotriva violenței asupra animalelor. Ceea ce se întâmplă în România cu patrupedele a îngrozit-o și a decis că nu poate sta cu mâinile în sân și trebuie să facă ceva. Este vorba despre Andreea, o voluntară care a venit la Deva, tocmai din Elveția, pentru a ajuta câinii maidanezi. Când ați început să ajutați câinii de aici? Am început această muncă de voluntariat în urmă cu 3 ani. Am văzut pe un site de socializare și la televizor ce se întâmplă aici în România cu maidanezii și nu am putut rămâne indiferentă. Noi, în Elveția, am ieșit pe străzi și am protestat împotriva violenței asupra animalelor din România și Bulgaria. Sincer să vă spun, toți elvețienii au sperat că astfel vor putea face autoritățile și oamenii de aici să înceteze aceste atrocități asupra câinilor. Și foarte multe persoane din Elveția ne ajută și pe noi, astfel încât noi, la rândul nostru, să putem ajuta patrupedele de aici. Cea mai mare parte din câștiguri, Andreea îi investește în câini. Are și sprijinul altor elvețieni iubitori de animale, astfel că aceasta a cumpărat pentru patrupedele din adăpostul de la Sântuhalm, care riscă să moară de foame, 300 de kilograme de hrană uscată și 100 de kilograme de hrană umedă. Și asta nu este tot. Mai putem adăuga medicamente, programe de sterilizare și, în plus, mai mulți căței din Deva au ajuns la familii iubitoare din Elveția cu ajutorul Andreei. Chiar de când se află aici la Deva, a reușit să mai salveze un câine de pe stradă. Chiar ieri am găsit pe stradă un câine care era rănit. L-am dus la clinică pentru tratament și în 2-3 săptămâni va ajunge în Elveția, unde vom încerca să-i găsim un cămin. Faptul că Andreea a ales Deva se datorează unei alte tinere voluntare din reședința de județ, pentru care viața înseamnă o continuă luptă pentru salvarea câinilor. Eu încerc foarte mult să promovez mai ales câini de pe stradă. Și am să încerc și pe cei din adăposturile publice care sunt în pericol acum. Și chiar Andreea are 2 câini luați de la mine, pe care unul i-a găsit o casă foarte bună și îl monitorizează și știe despre el. Iar pe celălalt l-a păstrat ea, nu vrea să-l dea. Este câinele ei preferat acum. Și în 2-3 săptămâni urmează să mai ia 2 câini, tot din Deva. Înainte ca maidanezii să ia drumul străinătății, aceștia sunt vaccinați și li se face carnet de sănătate, bineînțeles, tot pe banii trimiși de străini. Până la ora actuală, Andreea a reușit să găsească stăpâni în Elveția, Germania și Austria pentru 13 câini din România.